Salutare, prieteni! Ne bucurăm să fim împreună. Această seară vorbim despre bastonul alb, dacă au fost activități la dumneavoastră în localitate. Ne-ați putea spune despre activitățile pe care le faceți sau le-ați făcut de această zi. Am putea spune și ziua nevăzătorului, ziua internațională a nevăzătorului, ziua națională. Am mai putea spune că avem și multe alte știri despre nevăzători interesante pe care noi putem să vi le dăm în această seară și să ni le oferiți și dumneavoastră. De aceea vă invităm să rămâneți pentru minutele care ne stau în față să aflați despre viața nevăzătorului, cum este, cât a reușit în viață și cât reușesc nevăzătorii și activitățile pe care le fac ei la Asociația Nevăzătorilor, dar și în alte asociații în care sunt implicați. Păi, să spunem așa că linia este deschisă pentru a discuta cu toți cei din țară, dar și cu oamenii care știu ceva concret despre ziua bastonului alb, ce se întâmplă, ce înseamnă asta, ce... Pentru că pentru mulți nu au de unde să știe ce se întâmplă acolo, ce evenimente au avut loc în astăzi. Dar poate și pretutinde, de ce nu? O să aflăm în curând informații și din țară. Îl avem pe Albert Dobai, spunem bună seara! Bună seara, Mircea! Ne bucurăm să fii împreună cu noi și să ne dai ultimele vești despre bastonul alb, despre ziua nevăzătorului și despre alte știri despre nevăzători. Am citit pe Facebook-ul a diferitor asociații nevăzători din țară, că au avut tot felul de evenimente în acest weekend legat de bastonul alb. Aici în Arad încă nu, deoarece conducerea a fost plecat la Bacău cu trupa de teatru. Uh-huh. Am văzut la Bacău. Deja pe internet. Am văzut deja pe internet că au avut teatru în weekend. Da, probabil că o sărbătorice partea pentru bacăieni au făcut ziua bastonului alb un eveniment frumos. Uh-huh. Înțeles că o să se facă ceva. Ori weekendul acesta, o săptămână viitoare, am înțeles că o să organizeze și un spectacol. În ce au constat evenimentele a bastonului alb în țară și în ce județe au fost deja și cam ce activități au fost în fiecare județ? Ieșiri în oraș. Acum chiar scapă. Ieșiri în oraș, întruniri, de exemplu, la Botoșan, au zis că a fost o întrunire. S-au întâlnit nevăzătorii și ori discutat. Cam ieșiri în oraș, întruniri, în cadrul asociației. Am înțeles. Nu ceva de osebit. Am înțeles. Ba, acum îmi aduc aminte ceva de osobit, s-a întâmplat la filiala Harghita Covasna, în weekend, au fost la băile Harghita câteva persoane și acolo au sărbătorit ziua bastonului alb, pe care au fost vineri după masa pe 11 octombrie, până pe 13 octombrie au stat la pensiune din Harghita Băi. Ne spui care e istoricul bastonului alb? Istoricul bastonului alb, încerc să spun așa mai pe scurt, ce am reușit eu să adun informații de ieri până astăzi. Într-adevăr, nevăzătorii întotdeauna au purtat un baston, dar inițiativa bastonului alb a început undeva după 1920, când James Bix din America de Nord își pierduse vederea ca să se descurce în trafic
Da, stradă, trafic, ca să fie observat că este nevăzător și a vopsit bastonul în alb, pentru că culoarea deschisă se vede pătrunde mai bine în fața șoferilor negru. Și peste 10 ani a fost recunoscut că bastonul alb este bastonul trebuie să fie de culoare albă pentru că este în relief. În Europa, abia în februarie anului 1931, în Franța și în Anglia, au început distribuirea bastoanelor albe pentru nevăzători ca să se știe că ei au probleme cu vederea și să aibă prioritate întotdeauna în fața șoferilor. Uite, o statistică din 15 octombrie 2013 sună așa. Nevăzătorii în România sunt trăiesc peste 3200 de copii și 106.588 de adulți cu probleme de vedere. Ce zici? Știam eu că crezi că sunt mai mulți acum sau mai puțini? Asta depinde cât sunt trecuți și unde sunt trecuți, pentru că poate că statisticile arată de la Asociația Nevăzătorilor. Poate. Da, de la Asociația de Nevăzători erau cu toții cam 120.000 din suma pe care o știam, dacă, dintre care cred că de gradul 1 și 2, 50.000, cam așa, 50-60.000. O statistică oficială putem afla doar de la Direcția Generală de Asistență Socială. Ei, probabil. Da, numai ei poate să oferă o cifră, deoarece, cum am spus, nu toți sunt trecuți în Asociația Nevăzătorilor. Mai sunt și slab văzători care nu și-au făcut gradul de handicap, deci caută să se integreze în societate fără acest certificat de handicap. Și să mă întorc la istoricul bastonului alb. Inițial, ziua bastonului alb a fost declarat undeva prin 1964 în Statele Unite de către președintele Americii de atunci. Deci din 1964, 15 octombrie este declarat ziua bastonului alb. Și cu timpul tot mai multe țări s-au alăturat acestui sărbătorii și acum, la ora actuală, mă gândesc că toate țările de pe acest glob pământesc sărbătoresc ziua bastonului alb. Deși tehnica așa a avansat încât deja am ajuns să avem, în loc de baston alb, să avem câine ghid pentru unii nevăzători. Da, da, folosim și telefonul mai nou. Telefonul, diverse aplicații de GPS, cum am auzit azi dimineața la știrile Pro TV, precum înființarea aplicației care a făcut descrierea foarte bună a liceului special de la București, Regina Elisabeta. Nu știu cum. Regina Elisabeta, deci chiar azi dimineața când ascultam știrile Pro TV, chiar mă uimam, uite ce bine i-a făcut descrierea școlii. Și cel care a făcut, cel care i s-a luat interviul, a zis că tare bun era dacă era făcut în tot Bucureștiul și nu numai în tot Bucureștiul. Toată da, e un proiect pe viitor ca tot Bucureștiul să aibă un astfel de... Elevii cu deficiență de vedere ai Liceului Tehnologic Special Regina Elisabeta din București se vor putea deplasa singuri fără însoțitori în interiorul campusului școlar cu ajutorul unui sistem de ghidare audio prin telefonul mobil. Discutăm despre sistemul Step Heart. Sistemul constă într-o aplicație care este interconectată cu o platformă. Sistemul înseamnă un mijloc de ghidare audio a persoanei cu deficiență de vedere cu ajutorul telefonului. Practic, telefonul va intra în conexiune cu unul dintre senzorii, iar telefonul spune în timp real unde este, unde vrea să meargă, direcția
Wow, vezi, e foarte direcțiile spre care vrea să meargă, distanțele spre care vrea să meargă, ce se află în împrejurimile lui, practic cu ajutorul sistemului Step Hard, transformăm imaginea tridimensională, vizuală, pe care o avem într-un mesaj audio. Mesajele audio sunt preînregistrate, încărcate prin platformă Cloud, și de acolo cineva ne ajută să mergem independenți, fără însoțitor, fără a avea nevoie de să întrebăm pe cineva unde, când vrem și ritmul în care vrem să ajungem la distanța finală. A explicat președintele grupului Framinilor, Marian Coman, într-o conferință de presă, citează Ager Press. Directorul Liceului Tehnologic Special Regina Elisabeta Trifan Eugen a afirmat că sistemul este foarte util și îi ajută pe elevii unității de învățământ să se orienteze în interiorul campusului. Ei se orientează acum după acești senzori plantați de o parte principală, de poarta principală până în spate la sala de sport. Senzorii aceștia sunt foarte util. Aici locuiesc 24 din 24 de ore în jur de 180 de elevi, a spus domnul director. Președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Todorel Tupiluș, a spus că beneficiul va fi unul major pentru cei cu deficiențe de vedere, pentru că aceștia se vor putea orienta singuri, fără baston, fără însoțitor, acest lucru reprezentând un pas foarte important pentru o viață independentă. Cu ajutorul acestei aplicații, dacă se va implementa în întreg Bucureștiul sau chiar în celelalte orașe, va fi un lucru extraordinar de bun pentru deficienții de vedere, spune Tudorel Tupiluș. Noi suntem acei cavaleri moderni. Avem cruciade moderne în care ne implicăm. Una dintre ele poate fi considerată și acest proiect. Este ca o cruciadă în care încercăm să învingem relele cu care ne confruntăm individual sau la nivelul de societate, aducând o oază de pozitivism și lucruri bune. Chiar dacă poate nu suntem atât de vizibili cum poate lumea s-ar aștepta, suntem prezenți în proiecte naționale și internaționale cu impact național sau internațional. Nu facem foarte mare propagandă din acest lucru, a afirmat la rândul său George Rusu, președintele Asociației Clubului Cavalerilor Hospitalieri Cavaleri de Malta. Reprezentantul Asociației pentru Progres, Atitudini și Respect, Orlando Cule, a spus că și-ar dori un sistem să se implementeze în marile municipii. Îmi doresc să implementez acest program la nivelul unităților administrative teritoriale din toată țara. Mi-aș dori cel puțin marile municipii să se interesate, să se implice în acest proiect, să preia acest sistem și să implementeze în toate instituțiile din municipii și în mijloacele de transport în comun. Acest sistem aduce o mulțime de avantaje, nu doar pentru nevăzători, ci și pentru celelalte persoane cu dizabilități, oameni care fac parte din noi, care muncesc alături de noi și care sunt prietenii noștri, a spus Orlando Culea. Acordul privind implementarea sistemului de ghidare cu ajutorul telefonului mobil a persoanelor cu deficiențe de vedere, Stealth Heart, a fost semnat luni la sediul Liceului Tehnologic Special Regina Elisabeta din București, de reprezentanții Clubului Cavalerilor Hospitalieri Cavaleri din Malta, cei cu unități învățământ și Asociația Progres, Atitudine și Respect. Iată ce se poate întâmpla, Albert, în București și în curând în toată țara. Am înțeles că o să fie implementat în viitorul apropiat în două mall-uri la București acest sistem. Foarte frumos. Și am înțeles că și stațiile noi de metrou vor avea gata
pregătite. Dacă sunt elevi de la școala de nevăzători din București, de la Regina Elisabeta, ne-ar plăcea să ne spună cum este sistemul și cât de mult îi ajută, dacă l-au folosit deja, și așteptăm un feedback de la ei, pentru că, de ce nu, e bine să știe cum funcționează și cât de util le este acest nou sistem care s-a implementat de ieri în școală. Deci azi dimineață la știrile ProTV am ascultat, chiar a fost o demonstrație și chiar sonorul era clar, explicit, a spus clar, în fața ta o să fie, o spus clar câte trepte o să ai, o să uși la ta, o să iei la stânga, o să mai ai nu știu câte trepte, deci chiar era explicit. Uh-huh. Și a fost foarte explicit. Chiar la un moment dat am zis, zic eu, bun venit pe Vatra, Lumina sau la liceu tehnologic, cine vrea să se plimbe, poate să se plimbe și de la distanță. Că chiar, deci dacă cineva face un, să zicem, un video live așa explicit, cred că ar zi, cu camera închisă, cu ochii închiși, cred că ar învăța școala de la București. Da, e destul de simpluță, să știi, ca și suprafață. Nu este atât de complicată și întortocheată școala. Nu este deloc, pentru că este o curte centrală, dacă mă duc eu bine aminte, da. Și din curtea centrală ai acces în toate direcțiile. Exact. Probabil că sala de sport undeva în spate. Da, acolo n-am reușit să dar am fost la școală, de acolo în vizită și am văzut cum, deci... Cea mai complexă școală de nevăzătorul e cel de la Arad. Deci aici în Arad am reușit să mă rătăcesc. Am înțeles. Păi da, e bine că școlile își implementează un astfel de sistem și important ca sistemul ăsta să funcționeze pentru toți nevăzătorii, ca să poată să aibă o orientare mult mai ușoară și cât mai bună. Da. Da, dar mai de mult s-a folosit sistemul Braille. Era trecut pe fiecare ușă și în Braille ce sală ai ajuns. Numai că sistemul acesta, să zicem, o să fie mult mai bine explicit, pentru că am observat că spune și câți pași ai de făcut. Spune clar. Va mai veni și oricam care va fi de mare ajutor pe stradă multor persoane nevăzătoare sau slab văzătoare. Și acel sistem când... Da, m-au contactat în august dacă mai sunt interesat de dispozitivele lor, dar atunci da. Nu am avut acces din la... Din timp, guvernul a anunțat că în curând se dau acei bani pentru... Guvernul chiar ieri a făcut anunțul că deja este o ordonanță care persoanele cu dizabilități pot accesa suma de 23.000 de lei voucherul pentru achiziționarea echipamentelor necesare pentru nevoile lor, pentru nevoile noastre. Plus subvenția pe care am știut-o de mult, că timp de 12 luni la locul de muncă primește patronul la care lucrez, să primească undeva în jur la 2250 de lei, sper să nu mă înșel. Hai să vorbim despre persoane care au făcut ceva răsunător în viață. Dintre nevăzători am putea da câteva exemple pentru prietenii noștri. Uite, este George Nicolescu, care îl știu cam toți, e un mare cântăreț care în anii 80-90 și chiar și acum după 2000 a avut succes în muzica românească. Dacă spun eu ceva mai recent atunci. La Cluj este un băiat care a făcut diverse programe și joculețe pentru nevăzător, pentru telefoanele și televizoare care au sistem de operare Android. Cu toți îl cunoaștem pe Manuel Boboiu, care el are 3 dicționare în magazinul Google Play,
care se pot descărca. Româno-latină, româno-engleză și româno-franceză, da. Da, uite. Plus că are jocul, jocul de cultură generală, iarăși foarte bine, foarte bine pus la punct. Chiar acum recent am primit actualizare la jocul respectiv în care s-au adăugat iarăși alte teme noi pentru joc. De exemplu, cei care sunt pasionați pentru Harry Potter și cunosc romane, cărțile Harry Potter sau au văzut filmele Harry Potter, își pot testa cunoștințele acolo. Că îl avem și pe Ion Man, îl avem și pe Ion Man care de asemenea îi ia pe urmele lui George Nicolescu, cântă foarte bine și e un speaker motivațional destul de bun pentru printre nevăzători. Avem și scriitor nevăzător, dacă să da, ne luăm așa. De exemplu, profesorul Vasile Adamescu, care avea nu numai problema cu vederea, avea problema auzului, deci da, era și surdomut pe lângă atât. Da, dar a reușit să sculpteze, să facă, a reușit să scoată cărți în frontul în viața, tot am văzut că încă, deci a reușit să scrie viața, cum a trăit el și... Da, asta de exemplu, e... a făcut, a învățat copiii cum să modeleze, cum să facă sculptură și toate astea la Cluj. Mhm. Alți nevăzători care, de exemplu, fostul meu diriginte de la Cluj, de la clasele 5-8, mi-a făcut un desen cu pixul, că nici eu, ca curent de vedere, nu cred că îmi ieși așa de bine cum a ieșit lui. Deci avea punctele fixate. Deși dacă întrebai pe acel om ceva, avea o, cum să zic, o cultură foarte vastă. Deci știa tot, tot ce se putea ști. Și trebuie să recunosc că era profesor de matematică, istorie, economie, filozofie, deci... Ați predat mai toate materiile ție, nu? Mai avea puțin și cred că putea să, putea să prede la toate clasele de la școala din Cluj, dacă erau puțin. Cum îi cheamă pe dirigintele tău? Cotonou Lajos. Hai să mai găsim printre nevăzătorii. Și avea și duritate în mână. Poftim? Era să nu uit, pe lângă faptul că și-a pierdut vederea la copilărie și-a pierdut și jumătate din mâna dreaptă. Deci avea doar o mână cu care lucra și nici aia, pot să spun că nu era completă. Deci acolo două degete lipsea. Deci, totuși, eu... Pentru acest cei doi profesori aș putea spune că cred că au avut un scop ca să ne arată că noi nevăzătorii sau slabvăzătorii putem mai mult decât să stăm în casă. Da. Păi să știi că și pe la București și pe la Buzău erau oameni descurcăreți, majoritatea nevăzătorilor destul de inteligenți și își făceau lucrurile singuri. Da, de asta spun că sunt o grămadă de oameni care au făcut istorie. Acum, posibil să fie un om de succes este Mihai Tomescu, președintele ANPD. A mai fost el cândva, dar a revenit în această funcție de curând și este nevăzător complet. Așa mai putem spune și de domnișoara Petra, care lucrează tot în sistemul cu persoane cu handicap. Da. Și sunt destui de nevăzători care se... Da, pe Laura Stifter și Petra Pintelei sunt două dintre tinerele care au făcut în paralel două facultăți. Și fiecare dintre ele au luat un drum foarte frumos. Petra este la ANPD, iar Laura este profesor de religii la licee bune din București. Deci știu sigur asta că ea n-a predat anul trecut la Mihai Viteazul.
ceva genul ăsta. Anul ăsta, nu știu, la o școală generală sau nu știu exact, dar și a fost foarte apreciată și este apreciată chiar să duceți un material la Realitatea TV anul trecut cu ea. Ce aș putea să spun, că tehnologia așa de bine avansează că și bastonul alb va fi modernizat și o să mai fie bătrânul baston alb pe care îl știam noi din lemn, bâte de lemn sau plastic, acum o să fie ceva care semnale acustice o să ne spună atenție dacă vine o piedică ca să ne ferească. Păi sunt și ochelarii aia negri, care îi știam cu toții că țineau de protecție pentru ochi. Acum sunt buni pentru a te feri de obstacole. Ei vibrează, efectiv, vibrează excesiv în momentul în care te apropii de obstacol, ca și bastoanele, că sunt și astfel de bastoane, care în momentul în care te apropii de obstacol, ele trepidează efectiv. Vibrează ca tu să-ți dai seama că acolo este o groapă sau ceva care s-ar putea să-l lovești. Un obstacol. Tehnologia avansează și pe o parte e un lucru bun, mai ales pentru cei cu probleme de vedere. Da. Pentru că sunt și lupele electronice, adică sunt multe care au ieșit pentru nevăzători. Sunt nevăzători care, datorită tehnologiei, au reușit, au avansat și au ieșit din casă. Da, numai că accesibilizarea în orașe este mai slăbuță. În România, pentru nevăzători, e destul de slăbuță. Și în transport, din totalul de semafoare, pe stradă și cam peste tot. Și în instituții. Da, adevărul că din totalul de semafoare din Arad, de exemplu, nu am, aș putea să spun că numai un sfert din ele, sau poate și mai puțin, sunt făcute cu sonor ca să te avertizeze când e culoarea verde, ca să știi că poți trece. Uite, dacă te-ar întreba cineva... Sunt unele... Sunt unele ce? Acum, de exemplu, în zona centrală a Radului, unde știți că se fac ceva lucrări de modernizare, semaforul este oprit. Da, și bun. Este un semafor, este o intersecție foarte mare și importantă și era prevăzut cu sonor din asta. Sau bun, ce face nevăzătorul când e așa? Poftim? Ce face nevăzătorul în condițiile astea? Ce face în condițiile astea, normal și de drept, având în vedere că nevăzătorul are un baston alb, are o prioritate, deci mașinile sunt obligați să oprească. Și asta e valabil și la semafoarele funcționale, care n-au semnal acustic, sunt obligate să oprească și să treacă, deoarece nu tot timpul este cineva care să spune că e verde sau roșu. Deci nevăzătorul, dacă se desplasează singur, riscă. Da. Chiar am avut o întrebare privitor, profesora mea a făcut școală de șofer, m-a întrebat, zice, dacă un șofer vede un om cu baston alb, ce trebuie să facă? Logică, trebuie să oprești și să-i dai prioritate. Da, cei care sunt pe frecvență sau vor urmări această emisiune ne pot lăsa activitățile lor despre bastonul alb sau ziua nevăzătorului, experiențe frumoase pe care le-au avut la aceste întâlniri sau din trecut, eu știu, fiecare poate să ne spună, poate experiență din școlile de nevăzători unde supraviețuiesc ca și elevi, deci de oriunde, și chiar aștept de la cei de la București să ne vorbească de sistemul lor implementat de ieri și să ne lase comentarii. Albert, dacă te-ar întreba cineva, că eu cum îmi dau seama că am un nevăzător în fața mea pe stradă? În afară de baston, dacă nu are baston, cum își dă seama? În general, un nevăzător fără baston nu cred că iese în oraș.
Numai dacă are un câine ghid sau și ochelari de soare, dar așa neînsoțit, fără baston sau fără câine ghid, nu cred că o să iese. Iasă. Nu iese. Bun, spus să-ți dai seama că merge aproape de perete. Deci da, nu merge în mijlocul drumului, nu merge haotic, deci merge undeva lângă perete ca să știe în ce direcție se află. Asta ar fi pentru da, întrebarea. Da, așa ai putea da, să te spui că merg mai încet. Că uite, vezi și aspectul. Merg mai încet, mai cu grijă. Da, cu mersul mai încet, cu mersul mai încet, nu pot să spun Mircea, pentru că mersul mai încet au și oamenii mai în vârstă. Da, da, sunt și tineri care nu se descurcă bine sau în spațiu și exact, mai încet nu... Lipsă de orientare, deci nu pot să... Pentru că unii sunt dezvoltați cu o orientare foarte bună în spațiu, alții mai puțin. Da. Adică cred că ai întâlnit destui. Poți să-l duci pe omul ăla în locul respectiv, el zice că nu știe. Poți să-i faci asta de multe ori. Sunt unii care i-ai dus odată și merg imediat. Da. Un mesaj pentru între... prietenii noștri nevăzători, așa ce? Vrei să ne mai spui ceva? Un mesaj aș vrea să spun. Nu stați în casă. Cu ajutorul bastonului, ajutorul câinelui ghid sau cu ajutorul cuiva, ieșiți din casă. Intrați în societate, nu stați închiși, pentru că statul în casă e mai rău decât ieșit în societate. Nu toți oamenii sunt chiar așa de răi și cruz. Mulțumim, Albert! Eu spun să iasă, să ne arătăm că și noi suntem aici. Ok, mulțumim frumos și sper să mesajul tău să fie... să ajungă acolo unde trebuie și să încurajeze cât mai multe persoane nevăzătoare. Aia le urez și eu, să fie plin de viață și să se bucure de fiecare clipă pe care o trăiesc pe acest pământ și să se gândească că sunt oameni speciali care pot oferi societății mai mult decât se gândește și își imaginează societatea în care trăim noi astăzi. Albert, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Dacă mai ai alte lucruri de spus? Nu, acum cu alte ocazii o să mai intervin în emisiune. Bine, tale, deci mulțumim tare frumos. Vă doresc o seară bună și ne auzim cu alte ocazii. Numai bine, la revedere. Închide tu apelul. Dragi prieteni, cam asta fiind zise, am vorbit despre nevăzători. Despre nevăzători în sine. Dacă aveți experiențe frumoase, interesat. Salutăm pe doamna Tarău, pe domnul Marcel Hodișan, dar și pe Ionica Tarău pentru cuvintele frumoase și pe toți cei care ne veți scrie. Vă mulțumim de asemenea și sper ca mesajele voastre să fie un SOS. Cineva ne ascultă, ne aude și ne încurajează pentru că avem nevoie. Fiți puternici, fiți curajoși și luptați în societate implicându-vă și vânându-vă efectiv în societate. Nu stați în casă, ieșiți afară în lume pentru că puteți mai mult decât ați făcut până acum. Numai bine, seară frumoasă și să auzim doar vești bune. Rămâneți cu bine, dragi prieteni!